APASERV, societatea care distribuie apa și gestionează sistemul de canalizare al Văii Jiului, începe o campanie de informare a cetățenilor pentru a conștientiza cât de nocive sunt șervețelele umede. Asta pentru că tot mai des canalizarea se înfundă din cauza lor și oamenii sunt nevoiți să ceară ajutorul mașinilor care să desfunde canalizarea. Totul pentru că nu sunt degradabile și în canalizare formează adevărate fuioare ce greu pot fi înlăturate. Angajații de la APE vor face asta într-un mod inedit. Am făcut și anul trecut. Eu cred că a avut ceva impact asupra cetățenilor, dar noi vrem să continuăm acest lucru și de săptămâna viitoare deja caravana bicicletelor de la APASERV va merge în toată Valea Jiului. Chiar în Londra vor să oprească fabricarea șervețelelor umede, fiindcă acestea dăunează și toate, și canalele din centrul Londrei sunt înfundate tot din cauza aceasta. Stația de epurare de la Dănuțon este mereu înfundată de aceste șervețele umede, iar campania se adresează tuturor celor care nu se gândesc atunci când aruncă în WC o bucată de șervețel. APASERV a derulat încă de anul trecut campania cu titlul Canalizarea nu este coșul tău de gunoi, iar acum se axează pe acest tip de deșeuri ce sunt aruncate în canalizare. Zeci de actori, instrumentiști, oameni de cultură și sute de spectatori și-au anunțat deja prezența la Gala Teatrului din Petroșani. Odată cu celebrarea celor 70 de ani, sunt vândute aproape toate biletele la cele 11 spectacole cu actori de renume național. Și asta, spune directorul instituției, este un plus pentru instituția de cultură de la noi. Sunt deja câteva spectacole sold out, adică vreo 4 din cele 11 spectacole mari și celelalte se apropie de epuizare la ceea ce, în ceea ce privește vânzarea biletelor. Așteptăm cu emoție, cresc emoțiile pe zi ce trece, tot teatrul este într-o efervescență așa cum n-a mai fost niciodată. Această gală atât de amplă și atât de mare, atât de generoasă și cu artiștii și cu întinderea este așteptată de publicul din Petroșani cu sufletul la gură. Suntem așa într-un soi de sub tirul cererilor de bilete și pot să vă spun că deja consider că sunt mulțumit și că misiunea teatrului este pe jumătate îndeplinită. Claudiu Bleonț, Cezara Dafinescu, Marcel Iureș, Horațiu Măleele, Maia Morgenstern, Dan Puric sau Florin Piersic Junior vin la Teatrul Dramatic din Petroșani în spectacole de gală, la împlinirea 7 decenii de existență a instituției de cultură de la noi. Teatrul Ion de Sârbu marchează astfel evenimentul de anvergură, iar totul pornește în 26 mai de la casa lui Ion de Sârbu. Unul dintre cele mai așteptate momente este și cel al întâlnirii cu Carmina Burana, pentru că așa ceva nu s-a mai văzut la Petroșani. Publicul a primit foarte bine, mai ales că vorbim de o instituție cu un renume internațional, nu numai național, Filarmonica Olteniei, un spectacol de anvergură, un spectacol simfonic cu peste 100 de artiști. Sunt, dacă mi-aduc bine aminte, peste 60-63 de soliști instrumentiști în orchestră, plus corul din 55, cred, de, da, plus 3 soliști. Adică cred că sala teatrului va suna într-un fel și se va simți o energie. Mai mult decât atât, Carmina Burana este este o operă simfonică pe care o iubesc. Și aici pot să spun că în calitate de selecționer al acestei gale, da, mi-am permis luxul de a invita acest concert de suflet al meu, un concert pe care îl știu, pe care l-am văzut de mai multe ori la Craiova. Este unul dintre cele mai importante proiecte pe care Teatrul din Petroșani le organizează și pentru aceasta Consiliul Județean a alocat suma de 300.000 de lei, bugetul din acest an al instituției de la Petroșani fiind cel mai mare pe care l-a avut vreodată. Spectacolele încep sâmbătă de la ora 10 cu marșul inițiatic de la Casa lui Ion de Sârbu din Petrila.
De Ziua Internațională a Copilului la 1 iunie, când toți copiii au o zi liberă, în Petroșani vor defila toate personajele din filme și desene animate. Va fi deja celebra parada costumelor de carnaval, iar copiii vor fi așteptați de actorul Marian Hrâlea în fața teatrului. Pe 1 iunie avem parada costumelor de carnaval, așa cum facem în fiecare an. Sunt invitați toți copiii. Facem vineri, începând cu ora 10, din fața primăriei, după care vom pleca într-un marș până la Teatrul Ide Sârbu, unde va fi un spectacol în aer liber cu celebrul actor pentru copii Râlea. Ziua copilului a fost menționată prima dată la Geneva la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor în august 1925. La care 54 de reprezentanți din diferite țări au adoptat declarația pentru protecția copilului. După această conferință, multe guverne au introdus Ziua Copilului. În Turcia, Ziua Copilului a fost sărbătorită pentru prima dată în data de 23 aprilie 1920. În anul 1954, Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite a emis o recomandare care prevedea faptul că fiecare stat să dispună de o zi la așa numita Ziua Copilului, iar în România Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a constituit la 1 ianuarie 2005. Artistul petrilean Ion Barbu joacă din nou într-un film care a venit după succesul pe care îl are deja cu Planeta Petrila. O casă maghiară de producție l-a ales ca personaj și artistul Ion Barbu a acceptat și această provocare, despre care ne-a vorbit în stilul său caracteristic, cu mult umor. Am terminat filmările în ceea ce mă privește pe mine, după succesul fulminant cu Planeta Petrila. Am fost solicitat să joc acum, de fapt, într-un film artistic, se numește Deva Mol și este un film al unor profesioniști din Budapesta care au ca punct final prezența acestui film la Festivalul Internațional de Film de la Veneția de la sfârșitul lui august. Ce fel de persoană sunteți? Un personaj care mă prinde foarte bine, după ce inițial am refuzat rolul unui popă ortodox, am optat pentru cel de-al doilea rol care mi s-a oferit, a unui bătrân care este cu un picior în groapă. Ion Barbu este și eroul central al poveștii din Planeta Petrila, filmul care a prins extraordinar la publicul din țară și de peste hotare, iar acest rol i-a mai adus unul într-un film artistic. Filmările au avut loc și la Petrila, în orașul natal al lui Ion Barbu, și cu toții așteptăm premiera.